Salut și m-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Eu sunt Unreal Byte, v-am găsit la episodul cu numărul 14 din EFC 24. Astăzi suntem la final de sezon, finalul sezonului 2023-2024 și după cum putem vedea am câștigat Premier League pe locul 1, Emirates FA Cup winner, de fapt, și UEFA Europa League winner. Nu uitați, dacă vă place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul like-ul, să strângem cât mai multe like-uri și să vă abonați în caz că ați făcut deja. Noi desigur că vom trece mai departe, o să mă advens aici și intrăm în noul sezon. Bun, și am intrat în noul an, noul sezon pentru Liverpool. O să dăm un pic advance aici ca să se facă noile schimbări și o să vedem multe desfigări acolo în dreapta, exact ce ziceam. În fine, ce interesează este că Miranda și Reis au plecat în loan, amândoi plecând în loan 2 ani de zile. Se pare că Hermannstadt îl dorește pe portarul nostru de 22 de ani, dar Hermannstadt, din păcate, nu stii dau pentru că e un portar de 22 de ani totuși. Așa arată echipa noastră noul sezon, presupun că știți cum arată, însă, din păcate, Robertson este încă faultat și el va rămâne faultat timp de 4 săptămâni, da, va fi destul de nașpa. Însă problema este că nu am pe cine să pun, efectiv nu am pe cine să pun în locul lui Robertson, pentru că nimeni nu este așa de capabil încât să facă, bă, nu la fel de bună treabă, dar măcar pe acolo. În afară de Gomez, bineînțeles, dar el e mai mult un CB, adică nu se descurcă poate pe fundaș stânga sau dreapta. Așa că mă gândesc că în perioada asta de transfer din vară să transfer un left back, poate titular, poate să fie acolo un locuitor. Așa că până să transfer, că nu vreau să fac chestiile eu cum vreau eu, o să vă întreb pe voi ce credeți că ar trebui să transfer pe poziția de LB, cât timp Robertson este faltat sau poate și după, poate să folosim pe Robertson și îi schimbăm din contractul din titular în rezerve și cam asta este. Ce credeți că ar trebui să facem? Și încă o chestie vreau să vă întreb, ce idee aveți sau dacă sunteți de acord să-l vindem pe Nunez și pe Gravenberch și să poate și pe Elliot, că să scoatem bani și să facem un transfer de la bombă. Înțelegeți, de la să spargă piața de la mare. Acum voi alegeți, aștept foarte multe comentarii acolo, multe idei, poate un mijlocaș, mă gândesc poate în locul lui McAllister, nu știu, un fundaș, poate, da, mă gândeam la un striker, dar ajută, aș face bine treaba, mai ales că are overall 88, wow. Dar desigur că trebuie să începem cu scouts. Să băgăm scout aici, hai să vedem în ce țară îi băgăm. Ei bine, pe acest scout portughez, Hugo, o să-l bag în Spania. Următorul scout o să-l băgăm în Argentina. Poate am zis ceva Messi, ceva pe acolo, cine știe. Iar ultimul o să-l băgăm în Netherlands, în Olanda. Tot la fel, 9 luni de zile și chiar sunt curios să vedem ce ne aduce acești 3 scouti. Current budget-ul este foarte, foarte mare, 161 de milioane, deci avem bani să cheltuim, plus ce mai luăm pe Nunez, pe Gravenberg și pe Elliot, dacă e să vindem. Se pare că românii nu se lasă, chiar vor să-l transfere pe acest portar. Acum și FC-ul Craiova. Da, am zis nu. Da, mă, toți românii îl vor. Bă, cred că-l dau, mă, până la urmă. Cred că-l dau. Acum vrea voluntari. Ok, da, mă, nu, o să ținem pe noastră, că nu. Ok, interesant, transfer la Hoffenheim pentru Elliot, foarte, foarte interesant. Aștept comentarii, ce părere aveți să îl dăm pe Elliot sau nu? Ofertă de la Manchester United pentru Van Dijk, what? Niciodată, dar de ce așa de mult, așa de puțin, de fapt, 68 de milioane pentru VVD? Nu cred că e o glumă ceva. Am înțeles de ce a dat atât de puțin, pentru că contractul lui expiră în 11 luni, deci trebuie să le renuim tu contractele și Alexander Arnold și lui Van Dijk, se pare că și lui Salah. Hai să renunim tot contractele, hai să vedem ce zice aici. Crucial 3 ani, sunt de acord. Crucial 1 an, ok, se pare că Van Dijk o să-l lase după 1 an, acceptăm totuși. Și Mo Salah, se pare că vreau clauză de reziliere, ok, nu-mi place chestia asta, nu vreau să-i dau release clause. Hai să negociem, ok, reușim până la urmă să scoatem clauza și o să stea la noi Salah 3 ani plus anul ăsta. Prima ofertă pentru Konate, hai să vedem totuși. Ok, Arsenal de dat pe Thomas Partey și plus 41 de milioane. Da, e un mare, mare luz, un mare, mare schem. Ok, ne băgăm și la un pre-season tournament. Haideți să vedem ce vreți să facem acolo. Ofertă pentru Robertson, 87 de milioane, wow. Wow, 87 de milioane, este și faultat și are și 30 de ani. Ofertă și pentru Nunez de 81 de milioane, ok, pe Nunez am zis că nu-l dăm, dar Robertson este și faultat, nu putem să folosim. Eu cred că mai bine facem deal-ul. Cred că mai bine negociem și negociem un 90, să fim zgârciți, să fim așa mai tupești. Hai să vedem, totuși. O să dăm pe trocul, nu putem să-l folosim, nu? Ok, haideți să încercăm dacă vrea 90 de milioane pentru Robertson. Haideți să vedem și... Ok,
Este de acord, este de acord să dea 90 de milioane pentru Robertson, oferta și pentru Gravenberg de 53 de milioane. Mamă, ce, nu pot să-l accept, nu pot să fac nimic. Vreau să văd și ce idee aveți voi. Ok, și se pare că Robertson pleacă de la echipa noastră. Într-o finală, Robertson își găsește sfârșitul la echipa noastră. 30 de ani, totuși, e bătrân, trebuie să plece. Robertson la Real Madrid pentru 90 de milioane, cred că e o sumă foarte, foarte bună. Te-am să scot la 119, wow, 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 wow. Ok. O să încercăm să jucăm cu Gomez acolo, poate reușim ceva, cine știe. Iar pe bancă o să-i dăm o șansă acestui puș, să zic așa, cred că are, da, 22 de ani, e destul de tânăr. Pare promițător, cine știe. 6-4 acolo la înălțime, cine știe. Ok, și peste aceste meciuri friendly o să dăm skip, pentru că, na, nu prea ne interesează, o să dăm până aici skip. Și se pare că, cred că pierdem într-un meci, câștigăm în altul. În acest meci, opa, mamă, ce echipă bună are Barça. Haideți totuși să vedem un quick sim ce reușim să facem versus Barça. Ok, ne bat 3-1. Wow. Se pare că ne vin și Monthly Scouting Report. Haideți să vedem ce avem aici. Dar din păcate la olandezi nu avem nimic. Haideți să vedem la următoarea. Nu e bun, nu e bun, nu e bun și nu e bun. Da, se pare că nici la argentine nu avem norocul. Haideți să vedem totuși la spanioli. Da, se pare că norocul nu e de partea noastră astăzi, cel puțin. Pentru că n-am primit găsit niciun jucător foarte bun acolo să-l băgăm în academie, dar asta este. Ok, un meci foarte, foarte important, FA Community Shield, un trofeu în plus, deci nu mă deranjează. Aceasta este echipa lui Manchester City acolo, Haaland, Davis, Guardiola, da, Kimmich. Na, mai e greu, e greu. Hai să vedem totuși. Bun, și ce avem meciul? Haideți să vedem ce rând să facem meciul ăsta contra Manchester City în FA Community Shield. Bun, acolo pe flancul lui Salah. Haideți să vedem. Ne vedem acolo pe Szoboszlai. Szoboszlai cu capul reușește din prima. Bine, Szoboszlai. Ce bine a plasat acolo mingea cu capul. Reușim gol în minutul 5 efectiv. Wow, ce centrare bună. A fost chiar foarte bună centrarea de la Salah. Incredibil. Revedem faza. Salah pleacă destul de bine. Centrarea foarte bună. Trece de Diogo Jota și nimeni se așteaptă să fie la Szoboszlai și Szoboszlai plasează chiar destul de bine acolo. Ok, trece acolo destul de bine Kimmich, șutează însă mult peste poartă. Bun, trece acolo bine Szoboszlai. Haide să vedem. Este oarecum singur cu postarul, șutează însă apără Ederson. Da, destul de aproape totuși. Corner pentru noi, bate Alexander Arnold. Haide să vedem la Jota. Jota cu farfeca însă nu nimerește. Salah cu trivela, nu ajunge la Vini din păcate. Și avem ocazie, Vini pleacă foarte bine pe flanc. Haide, aolo, și-a pronunce prea mult. Trece foarte bine Foden, haide să vedem pe flank Foden. Pasă înapoi la Kimmich, pasă înapoi la KDB. KDB, KDB, KDB șutează însă în blocaj. Trece bine acolo, haide Salah, du-te! Du-te Salah! Pasă la Vini! Ah, de ce la Vini? Wait, de ce la Vini? Ah, ok. Pasă bună la Gomez, Gomez șutează, bară incredibil! Ce bar am dat cu Gomez, nu pot să cred. Da, și se în repriza, haide să vedem, poate în repriza a doua mai înscriu un gol ca să ne asigurăm ușor victoria. Bine acolo, scapă Vinicius, are viteză. Trece bine acolo, Vinicius cu finesul, apără Anderson, totuși. Salar, bine acolo, vine, reușește farfeca. Bine mă, Vini, mă, ne pune în avantaj mare. 2-0 sunt în avantaj mare, dansul brazilian al Vini. Incredibil, ce execuție din farfeca. Vini marchează al doilea gol în acest meci. Revedem faza, Salah reușește să ia mingea acolo. Centrare bună la Vini și Vini, oarecum cred că lovește pe Kimmich în cap cu mingea. Haideți să vedem replay-ul din nou. Ceva de genul, nu știu ce face portarul, dar cred că se încurcă ceva acolo. Facem schimbări pentru a împrospăta terenul, să zicem așa. Ocazie mare pentru Barros totuși. Haideți să vedem, acum Barros la balon. Pasă la Gomez, Gomez nu reușește să centreze. Barros are șansa acolo, centrare bună spre Vini, însă este acolo un fundaș de la City. Centrare bună spre Foden, haideți să vedem pe Foden pe flank. Intră în careu, să vedem ce va face, trece bine acolo. Însă Van Dijk se bagă bine acolo și îi spulberă mingea de la picioare. Corner pentru City, haideți să vedem ce va face. Pasă la Foden. Foden însă este acolo blocat. Din nou corner pentru City, haideți să vedem. Data asta este centrare, însă nu este centrare așa de bună. Pasă la Gakpo. Pasă la Gakpo, încearcă acolo. Pasă poziție viitoare, însă nu iese. Trece Rodri șutează însă degeaba. Este pe portar mingea. Trece bine acolo Barros, haideți să vedem. Oare are viteză să treacă pe lângă Guardiol? Are destul de bună viteză și pasează și înapoi foarte bine acolo. Vinicius apără acolo Ederson.
Corner pentru noi, se pare că este ultima fază. Haideți să vedem dacă reușim să facem gol. Și la Jota iese portarul, însă sare mingea. Da, cred că nu mai avem niciun timp. Da. Se trebuie meciul. Reușim să-i batem pe cei de la Manchester City în FA Cup Community Shield. Este foarte bine, am zis FA Cup din greșeală. 2-0, Szoboszlai și Vini marchează amândoi. Și vedem cum jucătorii Liverpoolului se duc în spatele trofeului și sunt gata să ridice trofeul Community Shield-ului. Haideți să vedem împreună cum Van Dijk ridică trofeul. Încă un trofeu, e foarte binevenit. În momentul de față avem posibilitatea să bifăm încă un obiectiv pe care l-avem noi. Cele 4 obiectivele noastre pe care unul deja l-am făcut, adică să câștigăm Premier League-ul. Mai avem să câștigăm Super Cup-ul, care este destul de important. Pe lângă asta, desigur, mai avem să câștigăm Champions League-ul și de două ori balonul de aur cu unul jucător din echipa noastră. Însă, în meciul ăsta putem să completăm un obiectiv și să fim mai aproape de sfârșitul carierei. Aceasta este echipa lui Napoli. Osimhen în atac, se pare că Napoli a câștigat Champions League-ul. Kvaratskhelia în stânga, în Politano în dreapta. Echipa destul de bună. Văd că Saliba s-a dus la ei ca fundaș. Echipa chiar destul de bună. Aceasta este echipa cu care vom intra în meci. Haideți să vedem dacă reușim să bifăm obiectivul. Ok, și începe meciul contra lui Napoli în Super Cup. Haideți să vedem ce putem să facem noi ca Liverpool. Pasă foarte bună la Jota. Haideți să vedem. Are spațiu, șutează. Apăr acolo Meret. Corner pentru noi. Haideți să vedem. Alexandru Arnold înspre Konate. Konate nu ajunge mingea la Konate. Salah. Acolo însă în blocaj. Corner pentru noi. Haideți să vedem. Salah centrează la Jota. Din păcate nu ajunge. Trece bine acolo Salah. Haideți să vedem. Centrare bună. Și bine acolo Szoboszlai. Sau cred că nu era Enzo Fernandez. Însă apără acolo portarul. Corner pentru Liverpool. Haideți să vedem. Salah la Jota. Nu ajunge la Jota din păcate. Dar stă repriza. Haideți să vedem. Poate repriza a doua reuși să marcăm golul ăla. Pasă interesantă. Politano. Haideți să vedem. Politano pasă în spatele la Lobotka. Lobotka trece sule bine acolo. Este penalti, nu pot să cred, este penalti. Nu pot să cred, Trent Alexander-Arnold a luat galben. Și este penalti pentru Napoli. Wow. Bate dreapta sus. Ok. Hai, pe bune. Ok. Am înțeles, nu dreapta sus, dar pe centru, mă. Ok, ok. Dar revedem penaltiul complet. N-am avut ce treabă, Alisson, cu penaltiul ăsta. Ok, haide să vedem. Poate cu nicio schimbări reușim ceva. Haide să vedem. Hai să vedem Szoboszlai. Szoboszlai este singur aproape. Haide să vedem. Și șutează apăr acolo Meret. Mamă, un moment de tăcere a fost acolo. Concentrare. Ok, Arnold. Haide mă. Haide mă. Jota. Ok. Ok, mai avem un șans. Haide să vedem Alexander Arnold. A Jota. Nu reușește. Na, cum a trecut acolo Di Lorenzo. Nu. No, e imposibil așa ceva. Na, e imposibil așa ceva. E imposibil așa ceva. Cum ne-am luat gol. Wow. Revedem faza. Un cap complet greșit. Pasă nevrută la Kvaratskhelia. Portarul n-are ce să facă. Of, ce bătaie ne-am luat în Super Cup. Hamă, și era și meci de obiectiv. Asta este. Îi trece timpul acolo, da, se termină meciul. Pierdem contra Napoli, una dintre cele mai importante meciuri. Napoli câștigă acolo Super Cup-ul. Kvaratskhelia și Osimhen, care se marchează din penalty. Oho, primim ofertă, wow, pentru Vini de la Chelsea. 200 de milioane de euro pentru Vini. Wow. Nu o să acceptăm așa ceva. Următorul meci este contra la Arsenal. Haideți să vedem echipa, presupun că o cunoaște, este o echipă destul ok. Din păcate în acest meci nu va juca Vini. O să intre acolo Gakpo, cred că o să-și facă treaba destul ok. Ok, și încep meciul, primul meci din Premier League contra Arsenal. Ok, hai să vedem ce reușim să facem meciul ăsta. Ok, destul de bine acolo, Salah trece foarte bine, are viteză, se poate duce singur. Haide Salah, pun obie pe dreptul și apăr acolo portarul. Corner pentru Liverpool, haide să vedem. La Jota, însă nu nimerește Jota cum trebuie. Diogo Jota trece foarte bine acolo, are viteză, se bagă în fața fundașului. Haide să vedem, haide fă din nou, nu reușește. Acolo reușește să ia fața fundașul. Pasă bună, dar este acolo un jucător de la Arsenal, peste tot Arsenal, nu știu, parcă nu trece nicio minge. Gakpo, are loc pe flank, haide să vedem, îl vede acolo pe Salah. Bine, plasează mingea bine acolo, n-avea cum să rateze Salah de acolo, n-avea cum.
Salah ne pune în avantaj minutul 43. Dar se rar priza. Haideți vedem, poate reuși să mențim scorul. Ce joc de pas rar să nu aici. Nu pot să le iau mingea, efectiv. Tirne acolo, destul de bună pasă, însă șutul este complet pe lângă. Bună pasă acolo la Salah. Se poate duce, haide să vedem. Pasă bună la Jota. Jota șutează, apără portarul. Totuși apără destul de bine Ramsdale. Haide și reușim pasă acolo la Jota. Bine acolo, am văzut pe Szoboszlai. Szoboszlai însă nu reușește să treacă. Incredibil cum s-a bucat fundașii Arsenalului. Centrare foarte bună la Corona. Haideți să vedem. Oh, wow. Oh, mamă. Ia da crash la portar. Aoleo. Da, revedem faza golului. Trece foarte bine Corona. Nu știu ce face acolo Van Dijk, dar ce gol și Alisson aici. Wow. Da, minutul 78. Haideți să vedem, poate reușim să mai dăm un gol. Bine acolo Gakpo. Haide, hai viteză, du-te. Du-te, Gakpo, ai viteză. Szoboszlai, Szoboszlai! Ce gol! Ce gol, meu, 88-89! Incredibil, ce gol cu dreptul! Szoboszlai ne pune în avantaj și câștigă acest match. Câștigă primul match din Premier League în acest sezon. Wow, stai că vreau să revăd faza. Ce gol minunat, Szoboszlai acolo prins liber, absolut nimeni nu era pe el. Șutează foarte bine sub bara portarul, n-are nicio treabă cu mingea. Nu prea ajunge la ea, nu știu cum să vă spun. Acum tot ce mai trebuie este să ținem de minge. În primul rând trebuie să luăm mingea, să nu lăsăm pe celălalt să ne dea gol în ultimul minut. Haideți să vedem, na, pasează spate. Și da, asta a fost, se trebuie meciul, câștigăm primul meci. Ok, luăm primele 3 puncte. Următorul meci este contra la Cid la Tottenham. Dar meciul acesta l-a lucrat în episodul următor. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul like, să strângeți cam multe like-uri. Vreau să vă spun să trimiți acolo mesaje, poate cei de aveți de transfer un leftback sau un rightback, să-mi spuneți, să-mi propuneți acolo. Eu v-am lăsat, am fost Andrei Albait, nu uitați acolo să abonați, dați like, tot ce vreți voi. Pa, pa, pa.